Mădălina, bine ai venit la noi în emisiune! Mulțumesc frumos, bine te-am găsit! Știu că ea e foarte ocupată și filmează foarte mult pentru... Zi-mi cam cât filmezi tu așa într-o săptămână pentru sacrificiu? Săptămâna aceasta, de exemplu, doar astăzi o am liberă. Ah, da, de obicei filmezi mult mai mult. De obicei chiar ai... 4 zile pe săptămână, 5 zile. Weekendul întotdeauna este liber. Întotdeauna este liber. Slavă Domnului, da. Măcar atât. Bine, nu mă plâng atâta timp cât este de muncă. Exact. Noi suntem fericiți. Este prima producție pe care o filmezi în România. Prima producție românească pe care o filmezi. Ea până acum a filmat numai în Londra. Și nu, trebuie să ne povestească. O să încep cu asta, că nu pot. Trebuie să ne povestești despre experiența ta cu Jude Law. A jucat în The Young Pope, tânărul papă, și a jucat cu Jude Law. Adică eu nu mai pot să mai zic nimic până nu ne povestește. Cum, în primul rând, cum ai ajuns să joci? Am fost la casting. Castingul s-a desfășurat de 3 ori. Prima dată printr-un self-tape. Uh-huh. Apoi am întâlnit-o pe Ana Maria Sambuco, directoarea de casting. După care am ajuns să dau proba și cu regizorul, Paolo Sorrentino. Wow. Care m-a rugat să fac scena în mai multe feluri, mi-a dat câteva indicații. Cred că voia să vadă și personalitatea mea, să adapteze personajul după personalitatea mea. Și a fost o experiență foarte, foarte frumoasă. M-am întors în Londra, pentru că acel casting a fost în Roma. Eu eram acolo pentru o săptămână de recall, se numesc. Am fost chemată de 2 ori pentru un alt proiect. Până la urmă, acel proiect nu s-a întâmplat, dar iată că s-a întâmplat acesta. Și de foarte multe ori așa se întâmplă. Ce te aștepți să se întâmple, că poate ai ajuns într-un stadiu mult mai avansat, poate nu se întâmplă, însă altceva, viața îți... Închide o ușă și deschide alta. Exact, da. Zi-mi cum e Jude Law, ca om. Ai apucat să interacționezi cu el în spatele camerei? Da, da, sigur. Am luat masa împreună, bine, cu toți actorii. Da, este foarte... Este o persoană foarte plăcută, este un om foarte inteligent, foarte modest și asta m-a impresionat din primele minute în care am stat de vorbă cu el. Am uitat că vorbesc cu Jude Law, adică pur și simplu am preluat de la el energia frumoasă pe care o transmite. M-a rugat să repetăm împreună, să citim textele. Ți-a venit el către tine. Da, pentru mine a fost impresionant, fiindcă eu nu sunt... Sunt o persoană destul de rezervată când nu cunosc foarte bine. Da. Și nici nu vreau să deranjez. Și atunci... Politețea mea și-a spus cuvântul. Cumva nu voiam să deranjez, însă ei... Hai, vino la noi, ce faci, cum ești? Prima zi pe platourile de filmare. Și acum, inevitabil, o să te întreb cum ai ajuns să joci în Sacrificiu. E primul tău proiect aici. Tot așa, ai participat la casting, dar cum ai ajuns la casting? Domnica Cărciumaru este directoarea de casting din România, căreia îi mulțumesc pe această cale că m-a introdus cumva în industria filmului și a televiziunii din România. Îmi doream foarte mult să joc și în limba mea natală. Am participat tot prin Domnica la un alt film care s-a numit Dampir. Am avut un rol acolo, un film în limba engleză, care probabil va ieși anul viitor. Și după acel film, știind dorința mea că nu mi-ar displăcea, ci din contră m-ar bucura un proiect în limba română, m-au sunat de la producția Sacrificiu, căutau protagonista sezonului 2 și în acea perioadă, în noiembrie, la începutul lui noiembrie, chiar s-a întâmplat să fiu și destul de liberă și am spus, sigur, sunt mai mult decât fericită. Și după ce vei termina cu filmările, ai de gând să te întorci, nu? Da, locuiesc acolo, am făcut studiile. Acolo. Agenta mea este acolo, mă așteaptă cu nerăbdare, încă îmi dă castinguri, audiții. Și te mai duci? Adică mai... Da, am un... Skip. Da. Chiar am un film în El Salvador. Un film de acțiune, science fiction. Pe care trebuie să-l fac, să-l realizez, după care din nou la muncă, alte audiții, alte probe, alte experiențe. Spune-mi puțin despre Maria.
personajul tău din Sacrificiu? Cum e? Te identifici cu ea, sigur, nu în totalitate, dar poate pe anumite planuri? Cred că în orice personaj trebuie să căutăm un anumit aspect în care ne identificăm, da, fiindcă altfel nu am simțit, ne-am simțit, da, foarte deconectați. Trebuie să ne conectăm cumva cu personajul. Exact. Maria este o persoană care a trecut prin foarte multe experiențe nefericite. După moartea mamei, s-a refugiat cumva în România și singura rudă care o poate primi este Eva, interpretată de doamna Maia. Și este în România pentru a-și pune în ordine gândurile, sentimentele. A trecut prin foarte multe dezamăgiri, prin foarte multe... da, adică greutăți. Moartea mamei, cred, da, că spune tot, din păcate, da, nu pot să spun mai mult decât atât. Știu, da? știu. Îmi limitez... Nu ne dă spoiler, n-are voie, n-are voie. Da, îmi limitez informația. Dar trecutul cumva tot revine în viața ei și alături de ea vom parcurge așa un traseu al minciunilor, adevărurilor. E o poveste foarte interesantă. Chiar abia aștept să descoperiți călătoria Mariei și drumul năbădăios. Pe Antena 1 de la ora 8, da, miercuri și joi. Așa că nu ratați, că o să vă placă.